feedback-ul pe care îl dăm noi aici și potențial. Și mi-aduc aminte din dățile trecute, citez. Mi-a plăcut ideea ta. Am auzit un feedback de genul ăsta. Din cauza acestui tip de feedback, ceea ce veți auzi astăzi va fi un discurs un pic mai atipic. Credeți că ajută pe cineva realmente vorbind genul ăsta de feedback? Mulțumesc. O calculasem retorică, dar e bine. Chiar nu. Pentru că eu când am venit acum un an de zile aici, mă gândeam, aveam niște așteptări. Când am venit prima oară, am zis, oare cum o să fie? Oare ce o să întâmple aici? Ce-i cu oratoria asta? Ce se... Și mă gândeam, am venit mergând către întâlnirea asta, mă gândeam că o să fie ceva similar cu, să-i spunem, varianta modernă a oratoriei antice. Știți că băieții care se îmbrăcau cu cearceaf de numit pretențios togă, își puneau cutiuță de lemn în mijlocul pieței, se urcau pe ea și începeau să vorbească despre problemele comunității, despre N subiecte, despre, nu știu, că leii nu mai mușcă bine, domne, din gladiatori și trebuie schimbați leii, că nu-și mai fac treaba ca lumea. Și cei mai buni dintre oratorii de la vremea respectivă ajungeau cei mai buni prin validarea publică. Dacă erau convingători, dacă nu așa, da, domne, câtă dreptate are omul ăsta. Doar prin feedback ajungeau să fie convingători. Prin feedback-ul primit. Stricăm ceva de rămân? Faci foarte bine, continuă! Să... Pauză publicitară. Așa, am revenit. Și așa, asta credeam eu că sunt... Asta era așteptarea mea, despre asta credeam că e vorba. Că venim aici și exact asta facem. Învățăm în fiecare zi, la fiecare întâlnire, să fim speaker mai bun. Când am venit aici, mi-era frică să stau în față. N-aveam curajul să ies aici. Mi se părea așa, am mai avut discursul, dar la 10-15 oameni. Când văd câte 60, 80, 90, aplaud pe genunchi. Mi se muie picioarele. Mi se muiau picioarele. Și simt că locul ăsta, ajungând de aici, mi-am dat seama că e un... Știți platforma TED? Da. Știți, e cea mai mare platformă de public speaking. Când am venit aici, senzația mea asta a fost. Băi, ăsta e un TED românesc, dar care are ceva în plus, mai bun decât TED-ul ăla, TED.com. Faptul că aici învățăm și faptul că vii, vorbești, aici, în mediul ăsta, safe, vezi ce merge, vezi ce nu merge, și vii și a doua oară și faci și mai bine până ajungi la momentul în care asta devine realitatea ta constantă. Poți vorbi oriunde, oricând și oricărui tip de public. Numai că de ceva vreme încoace tot remarc citatul de mai de... Mi-a plăcut ideea ta. Zic, gata. Mi-a plăcut cuiva ideea mea, de mâine mă fac speaker motivațional. E minunat, gata. Am terminat tot ce aveam de învățat, sunt sigur cel mai bun orator. Și simt că ușor, ușor, partea asta de învățare, că dincolo de faptul că ne întâlnim cu oameni, cunoaștem, ne simțim bine, este foarte mult entertainment. Am simțit că a făcut un pas în spate. Adică învățăm din ce în ce mai puțin pentru că eu personal, și asta e părerea mea și am venit să împart cu voi, simt că am intrat într-o capcană a zonei de confort, în care dăm feedback-uri plate, comode. Da, e bine, ai făcut frumos, mi-a plăcut, foarte bun speech-ul, extraordinar. Și stau și mă întreb, cel care spune treaba asta, cel care primește feedback-ul ăsta, plus noi ceilalți din sală, ce învățăm din asta? Adică data viitoare, când vin eu aici frumos, cu ce m-a făcut treaba asta mai bun ca orator? Da. Dar știi ce e culmea? Că feedback-ul ăsta îl regăsesc la majoritatea speech-urilor. Adică nu-mi dau seama, am impresia că nu mai adresat unui speaker, ci lumea îl spune ca să-l spună, știi? Da, și vă mulțumesc pentru compliment. Dar știu că pentru a face un pas înainte, pentru că vorbit un public, nu e neapărat ca și a găti o omletă, de exemplu. Pentru că implică multă emoție. Emoțiile noastre, ale celor care...
speakerilor, emoțiile publicului, transferul dintre cele două, chiar implică multe emoții și una dintre cele mai mari este teama de a fi aici. Și atunci, doar dacă îmi spune cineva că i-a plăcut ideea mea, nu cred, mie personal, nu mă ajută să fie mai mult, să am mai mult curaj data viitoare. Și ceea ce vreau să vă spun, sau de, mai degrabă vreau de fapt să vă provoc, să facem un pas în față. De ce? Pentru că mă uit în sală și mă uit în sală cam din două în două săptămâni, că asta este frecvența care se întâmplă speaker Salena, o dată la două săptămâni, mă uit în sală și văd oameni minunați. Mă uit în ochii fiecăruia dintre voi și văd oameni care au multe de spus. Și aș vrea să vă văd aici să vorbiți despre ce aveți voi de spus. Vă dați cu părerea despre lucrurile importante pentru voi. Și mai mult decât atât, am doresc ca noi toți, în momentul în care spunem ceva cuiva, păi uite, mi-a plăcut, nu știu, cum te-ai mișcat pe scenă. Poate cineva face prezent pe scenă și chestia asta îi vine mănușă pe speech. Da? Să apreciem treaba asta și când dăm un feedback să-l dăm, încercând să aducem valoare omului care e acolo, nouă, pentru că și nouă ne rămâne ideea pe care o spunem în cap. A, dacă noi spunem cuiva mi-a plăcut asta sau nu mi-a plăcut cealaltă, asta e o idee pe care și noi o vom reține. Dacă ne mulțumim să stăm în zona asta gri a confortului, da, a fost ok, per total, bunicel, în regulă, a, cu asta plecăm și noi. Da, venim aici 3 ore, într-o duminică, și cu asta plecăm acasă. Cu nimic. Și e păcat. E păcat pentru că sala asta e o pepinieră pentru speaker excepțional. Și fiecare dintre noi, simplu fapt că suntem aici, astăzi, duminică, când probabil o grămadă de oameni sunt frumos în pat sau în parc. Noi suntem aici. E... chiar e păcat să pierdem oportunitatea asta. Și ca să o fructificăm din plin și să scoatem maximul din timpul ăsta petrecut aici, cred că avem nevoie să facem câteva chestii mici, dar de impact. În primul rând să fim onești. Onești cu noi înșine. Mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut? Hai să spun treaba asta. Dar hai să spun încercând să îl ajut pe omul ăla să fie mai bun. Nu doar să fiu agresiv. A, nu, ai fost nașpa, nu, potălei, du-te acasă, nu mai vorbi. Nu, asta nu e onestitate, asta e o răutate. Dar hai spune, voi, uite, mi-ar plăcea să văd că te miști mai mult, sau că îți modulezi vocea mai mult, sau că îmbunătățești puțin mișcarea, non-verbalul și așa mai departe. Onești față de noi, să ne dăm voie, să avem curajul ăsta de a spune lucrurilor pe nume. Mai mult decât atât. Important să facem treaba asta cu pasiune. Eu de-aia țin speech-ul ăsta astăzi. Îmi place Speakers Arena de mor. Am încredere teribilă în ce se întâmplă aici, în mine și în voi, și vreau să ducem Speakers Arena ca proiect. Chiar vreau să-l facem un TED mult mai de succes decât actualul TED. Da? Unde și învățăm. Și e imensă treaba asta. E uriașă. Și am așa chiar mă mână o pasiune teribilă. De-aia vă vorbesc astăzi. Să o facem cu pasiune, să o facem cu implicare. Și vă mai provoc la un lucru. Pentru că nu există perfecțiune. Nu există speaker perfect, nu există public perfect, nu există discurs perfect, nu există feedback perfect. Nu poți să ai fi gata. Am dat feedback-ul ăla. Nu, așa ceva nu există. Și dacă suntem onești, ne recunoaștem întâi nouă și după care prestația noastră e în sensul ăsta. Știind treaba, ne recunoaștem chestia asta nouă. Și, de exemplu, dacă văd un speaker care face un lucru unde eu nu mă simt bine, mă uit din sală și ceva nu-mi place, n-aș putea defini. Dacă nu știu cum să-i spun să îmbunătățească, folosiți-vă de ocazie și întrebați. Uite, mie nu mi-a plăcut ce ai făcut, nu știu cum să îmbunătățești. S-o găsi vreun creștin în sala asta, să știi. Da? Hai să fim proactivi cu onestitatea asta. Dacă nu știi, mai să întrebăm, că de-aia venim aici. Cred că e mult mai important să facem asta decât să spunem mi-a plăcut ideea ta. Și asta e provocarea. Mai mult decât, și mai am una. Asta e una dintre provocări și există și a doua provocare. Să provocați speakerii. Am văzut mulți speaker care țin același tip de speech. Speech-ul rețetă. Cum să? 10 moduri de a croșeta păpădia.
5 căi de succes spre nu știu unde. 7, etică, etică, spiciul rețetă. Personal, nu cred în rețetă. Cred că rețeta de succes a fiecăruia e a fiecăruia. Sigur, sunt elemente comune, dar nu cred în ele. Și am văzut speaker care ar putea ține un speech foarte sobru, de exemplu, și mi-ar plăcea să-i văd, ținând un speech super, super așezat, așa, academic. Am văzut speaker din care mustește umor, adică aș vrea să vin aici în față și noi să ne tăvălim pe jos de râs. Dar de ce în altori vezi? Am venit să vă spun 3 căi spre succes. Păi, mulțumim! Na. E foarte bună ideea ta, o apreciem. Provocați speakerii. Dacă vedeți, simțiți un anumit potențial la unul dintre vorbitorii din fața voastră, provocați-l ca la următorul speech să scoată ce are mai bun din el. Tot cu onestitate. Dar nu mă pune să țin speech-ul serios. Nu o să fac. Eu nu știu, nu de altfel. Dar provocați speakerii. Fiți onești, fiți curajoși, lăsați pasiunea pentru care v-a mânat până aici să vă ridice și nivelul, să ne ridice nivelul întâlnirii astea. Ca data viitoare sau peste un an de zile, când ne vom reîntâlni, să spunem astăzi, după un an de Speakers Arena, pot să țin speech-uri oricui, oricând și oriunde. Îmi place să fac asta, nu mai e frică să fac asta. Și pe lângă faptul că am încredere că va fi bine, știu și ce am de făcut ca să fie bine. Provocare la voi. Eu mi-aș dori să facem pasul ăsta împreună. Vă mulțumesc!